Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Salutare și bun găsit, prieteni! Bine ați revenit la Mind Architect Power by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine este Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România. Salutare, Paul, bine te-am regăsit! Salutare, prieteni! Salutare, dragul meu! Astăzi vom avea o expresie care mă bucură într-un fel, pentru că ea este după faptă și răsplată. Și am făcut, cred că noi doi, Paul, am făcut niște fapte bune, pentru că suntem răsplătiți cu mesaje frumoase, nu? Cam da, asta e. Și vă mulțumim și suntem răsplătiți și cu propuneri de zicale pe care să le decodificăm aici împreună, și asta ne bucură și mai mult, că v-a prins jocul ăsta, dragilor. Chiar după fapte și răsplată. Chiar introducem săptămânile astea, nu? În următoarele săptămâni lucrăm, de fapt, cu marfa clientului. Cu materialul clientului, exact. Vă anunțăm la final care e următoarea. Da. Foarte bună. Deci, după faptă și răsplată, nu? Ce vrea să ne zică ea? Că e vorba de corectitudine aici, nu? O chestiune de genul ăsta. Ce e interesant la zicala asta e că asta e una din cele la care răspunsul nu e chiar așa alb-negru. Eu aș aduce o nuanță care cred că din punct de vedere psihologic contează foarte, foarte tare. Dacă ne uităm la ideea asta, după fapt, adică după comportament și răsplată, fie recompensă, fie pedeapsă, fie ție bine, fie ție rău, dacă o luăm din punctul ăsta de vedere, vezi tu de treaba ta, fă ce ține de tine cât poți tu de bine și în timp se vor vedea rezultatele, eu pot să probez și pe propria piele că merge. Mi se pare că e o zicală care are sens. Dacă ne gândim la parcursul ăsta pe termen lung, deci vezi de treaba ta, ai focus pe faptele tale și în timp vei vedea și răsplata. Dar e o nuanță aici pe care simt să o aduc în discuție, care vorbește despre intenție, și anume, zicala ne invită să ne uităm doar la rezultatul final, după faptă, care e fapta pe care ai făcut-o. Doar că odată ce înțelegem mai bine cum funcționează creierul, respectiv mintea noastră, ne dăm seama că mult din faptele noastre sunt mai degrabă o consecință a cum gândim noi, a propriilor convingeri, a valorilor noastre, a interpretărilor noastre interioare, nu doar a ce vine din exterior. Adică, dacă de pildă pe mine mă jignește cineva și eu îl cred pe omul ăsta, îi dau putere, zic, da, ai dreptate, sunt urât, sunt incompetent. Și am o reacție agresivă la adresa lui, acolo ce a contribuit mult e că eu am ales să-l cred. Deci nu doar fapta mea de a fi devenit agresiv. Asta e foarte interesant. Da, într-o formare... Nu m-am gândit niciodată, stai un pic. Deci înseamnă că e legată de o perspectivă personală din punct de vedere neurologic, știi? Pentru că foarte multă lume se gândește la această expresie ca la o expresie... Ad literam, adică, domnule, ai spart geamul, ai furat, ai făcut o contravenție, ai mers cu mașina mai tare, plătești. Numai că mai sunt și altfel de fapte sau de legături sau de interpretări. Asta, care poate să schimbe tare de tot ce trăim acolo și uite, dau un exemplu foarte simplu. Dacă avem un copil de 7-8 ani care se poartă diferit de cum ne-am aștepta, sparge ceva, trântește ceva, țipă și așa mai departe, dacă noi operăm cu cunoașterea că partea din creierul nostru care ne permite, rețelele care ne permit să ne inhibăm comportamentele, să ne stăpânim emoțional, să ne inhibăm pornirile, e cortexul prefrontal, ce avem în spatele frunții, și asta se dezvoltă până la 25 de ani, la ambele genuri, păi atunci eu, înțelegând asta despre propria mea minte și despre creierul nostru ca specie în general, mă uit la cum se poartă copilul meu de 8 ani cu mult mai multă blândețe, îngăduință, empatie, înțelegând că, ăsta se dă cu fundul de pământ acum, nu pentru că e un copil rău care merită pedepsi că țipă la restaurant, ci ca la un copil care nu are hardware-ul, nu are aparatura la fel de performantă cum o am eu, adultul, și care s-ar putea în momentele alea să nu poată să se poarte altfel, că nu-l ajută aparatura. La 7-8 ani nu te poți stăpâni, nu poți gândi la fel de critic cum o face un adult de 25. Și atunci, ideea cu după faptă și răsplată ar fi așa, că zicala pune mult focus pe comportament, pe rezultat, dar contează tare de tot interpretarea interioară, intenția cu care omul face ce face. Și a ști intenția cu care cineva a făcut ceva ne ajută puternic sau, mă rog, poate să ne și încurce pe alocuri, în a avea încredere în omul ăla în situații deranjante și ne ajută să ne reglăm emoțional. Și uite, vreau să dau un exemplu din viața mea personală. La începutul relației mele cu Alexandra, ea obișnuia să-mi dea mesaje cu unde ești, la ce oră ajunge acasă și așa mai departe. Pe care, cu istoricul meu, eu le interpretam drept control. Îmi pui întrebările astea că vrei să mă controlezi. Aveam reacții, dar cine ești, mă? Securitatea? Vrei să-ți trimit, nu știu, înregistrări cu pe unde trec? Pentru că, în capul meu, eu credeam că ea face asta din neîncredere, din nevoie de control. În timp, în ani de relație, am ajuns să înțeleg că în momentele respective, la ea era dintr-un sentiment de frică. Poate a pățit ceva rău, poate e cu altcineva, poate nu-i mai place de mine. Eram la începutul relației când se întâmpla asta. Și să înțeleg că la ea intenția care genera comportamentul ăsta era mai degrabă frică, nesiguranță, sentimentul ăsta de neliniște. Și nu nevoie de control, nu răutate, nu ceva rău la adresa mea, m-a ajutat să am reacții mult mai constructive în momentele alea. Stai un pic, cum faci diferența? Adică cum îți dai seama? Pentru că la un moment dat ceea ce îmi povestești tu e o piedică în foarte multe relații. Adică și multă lume povestește, multă lume. Oamenii spun, vai, dar mă controlează sau nu mă lăsa să respir. E o temă recurentă, cred că, în multe relații. Exact. De unde pe noi ne-a ajutat că... să vorbim despre asta. Eu o întrebam în momentul în care îmi dai mesajul, când eram calmi. Cum vorbim noi în podcast cu călărețul funcțional. O întrebam, iubita, tu când îmi pui întrebarea asta, ce-ți dorești să înțelegi de fapt? Cu ce te ajută să știi unde sunt? Și în timp, după multe conversații și mai ales conversații purtate la rece, liniștiți, nu activați emoțional amândoi, ea mi-a spus, băi, eu când nu-mi răspunzi la mesaj sau când știu că tu ești la un curs în alt oraș și îți dau mesaj și nu răspunzi sau te suni și nu răspunzi, bine, apare un sentiment de neliniște, de frică. Păi, Cătălin, mi-e foarte ușor să trăiesc empatie și compasiune față de un om speriat pentru că înțeleg intenția pentru mesajul ăla. E mult mai greu să trăiesc empatie, compasiune, dorința de a sprijini față de un om pe care îl percep drept polițistul meu, ăla care mă controlează. Și acolo comportamentul, fapta e identică, mesajul tot ăla e, unde ești sau când ajungi acasă sau de ce nu răspunzi, dar faptul că știu ce anume din cum gândești și cum simți tu a produs comportamentul ăsta îi dă cu tot o altă semnificație. Deci atenție la toată lumea. Dacă expresia asta la nivel de încălcare a regulilor uzuale din viață are un lucru foarte clar de spus, și anume, domnule, dacă încalci o regulă, există consecințe, la nivelul comunicării umane și a relațiilor dintre noi, lucrurile sunt mult mai nuanțate, da? Pentru că absolut. Nu tot ceea ce ne supără vine dintr-o răutate a celui din fața noastră. Uite, mai pot să dau un exemplu. Dacă un angajat într-o companie uită ceva important pentru rolul lui profesional într-o zi în care a aflat că părintele lui are, nu știu, cancer, e mult mai ușor de înțeles și tolerat dacă știi ce se întâmpla în sufletul respectiv, în mintea omului ăluia, decât dacă era într-o zi proaspăt întors din vacanță. Rezultatul e că tot a greșit ceva, dar faptul că înțeleg contextul în care tu ai gândit sau n-ai gândit de natură că s-a produs fapta aia, mă ajută pe mine interlocutorul tău să mă reglez emoțional, să vin la tine cu blândețe, cu curiozitate, cu deschidere, nu cu bâta, nu cu agresivitate. Așa că eu ce aș propune ascultătorilor noștri și ceva ce cred că și noi încercăm să practicăm zi de zi în relațiile pe care le avem și acasă și la birou, dragilor, când vedeți fapte care vă supără sau care vă dau emoții neplăcute în relație cu cineva, încercați să înțelegeți de ce o fi făcut omul ăla ce a făcut. E momentul ăsta de curiozitate și de deschidere, nu de bucurie față de un comportament care ne-a supărat, nu de toleranță, cum să zic, în orice situație, indiferent de context, ci înainte să trag, hai să pun întrebare. Bă, cu ce te ajută să știi asta? Ce vrei să știi de fapt când mă întrebi asta? Cum ți-a fost ziua, ce ai pățit azi și s-ar putea, dacă înțelegem mai bine și intenția, nu doar fapta, răsplata să arate foarte diferit. Mulțumesc tare mult, Paul Olteanu. Suntem la finalul episodului de astăzi. Săptămâna viitoare, prieteni, o întrebare o lansez de pe acum. Este adevărat că scopul scuză mijloacele? Mai ales în România. Mai ales în România. Trebuie să punem la încercare această expresie și, desigur, avem una care merge mână-mână aici, hoțul neprins e negustor cinstit. Oare chiar așa să fie? Paul Olteanu, îl urmăriți și pe mindarchitect.ro, la cel mai ascultat podcast din România. Mulțumim, spor la treabă! Mind Architect, powered by Europa FM. Susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.